Vreau să implementeze acum ceva timp educație sexuală copilului începând de la 4 ani. Ce educație sexuală să le dai la 4 ani, acum pe bune? Eu am făcut odată la oară dirigenție noțiuni de educație sexuală. Norocul meu că în clasa 5 aveam dirigă de sport, nu de română. Mate, că sigur făceam română sau mate. În care ne-a vorbit și nou că o să ne crească păr. Mai mult de atât, nu prea a avut ce să ne zică că ne-a bufnit râsul. Mai mult pentru băieți. Mai mult pentru fete sorile astea. Că le-au dus într-o zi la separul la cabinet și le-a vorbit despre ciclu și menstruații și astea. Nu, ne-au zis în mare parte că o să ne crească păr, creștem, ne dezvoltăm. Și l-aveam pe unul care se știa că era lăbarul clasic. Ăla, la 11 ani, rupea lamba pe filme porno. Dacă îi ziceam că a fost o cenă cu unul, i s-a stricat unei femei caloriferul și aia locuia doar cu măsa și a venit un instalator pe nume Dorel și le-a futut. Făcea ăla filmul ăla, mamă și fiică futute de instalatorul Dorel, genul ăla de om. Bârfele astea între copii se știau. Și Dirica zice, hai cu tărică. Hai, pune o întrebare, că tu ești mai cunoscător, așa. Ce faci ăsta? Hai, pune o întrebare colegilor tăi. Cum se folosesc prezervativele? Și noi copii de clasa 5 am râs ca dobitocii. Da, și ce am râs de ne-am căcat pe noi. Dar da, educație sexuală, știi, nu, nici chiar la 4 ani. Ce dracu mă, ăla nu știe să scrie, să citească. Am învățat să nu se cace pe el. Acum nu știu dacă chiar la 4 ani era ideea sau la clasa 1. Dar da, educația sexuală ar fi bună. Știi cam de la clasa 5 pe acolo în sus. Că-s copii ăștia care au un pula mea cu boli venerice, dracu. Vezi, dracu, copii cu sida, minore gravide, da, la ăștia le bagi de educație sexuală. Să le zici, nu vă futeți de mici, faceți sifilis, faceți ciumă, lepră. Și mai ziceți voi alte boli venerice. Băi, să le explice că e periculos cu lăsatul fetelor gravide. Filmele porno nu sunt bune de la vârste mici. De la 13 ani în sus, prin clasa 7, să zici la copii că nu-i bine să se uite la porno. Zic eu că știu toți de porno mai bine ca profesorii. Așa că le zici la ăștia de 10 ani, s-ar putea încă să nu știe de porno toți. Să fie unii mai feriți de pornografie. Nu mai sunt vremurile alea în care puteai să, care să zici, copiii nu știau ce e la sex până pe la 12-13 ani, să nu audă de existența lui. Până dădeau de pubertate și apoi atunci să-i educi. Ove, profesor, educație sexuală, da, educație futărească. Înainte când aveau copiii acces la internet și hai, 2-3 se mai uitau pe televizor și atâta. Mai vedeau și ei sau găseau reviste porno de la tații lor sau de la bunici, na, depinde. Și așa până ce le venea pubertatea, nu știau ce e abuleală. Creșteau și când observau schimbări la corpul lor, așa, clasice pubertate, și întrebau părinții sau însuși părinții îi luau. Măi, Martinică, măi, câți ani ai? N-ai pățit să așa, să-ți crească păr? Și atunci, înțelegeți, dar acum părinții nici nu se mai interesează. Că nu mai au timp de copil, că pula mea, la ce dracu ai mai făcut copil dacă știi că n-ai timp de el? Să le duci. Ce, știi doar atât să-i dai să mănânce? Îți învață, îți tocește la școală, gata, nu mai ai pretenții de la el. Face sifilis, o vezi pe fita gravidă la 14 ani, aia e. Cum ziceam, aveam vreo 11 ani
Și am găsit la tata niște porno în calculator. Bă, știi ce porno avea? Cu de-alea te-și bagă sticla și se masturbau cu sticle de... De șampoane sau ce dracu erau de bere. Bă, și sărea, se pișeau pe ele. Nu știu, ori făceau squirt, ori... Făcea bere aia acid mult, șampoane, ce dracu își băgau acolo. Ce gusturi dubioase are și taică-miu.